fac public numele magicianului de la Timișoara, pentru că am primit aici un mesaj în care el spune în felul următor: ok, acum înțeleg, tu mă judeci fără să știi cu adevărat despre ce este vorba, sau măcar de a fi cunoscut ambele variante. Fraților, haideți să vă arăt cum amenință el magicienii care vin să facă spectacol în Timișoara, și pe urmă o să pun și cum a amenințat el pe mine. Haideți să vedeți cum amenință magicienii și cum anulează el spectacolele altor magicieni care vin în Timișoara. Exact același lucru ni s-a întâmplat cu Augustin. Tu știi Augustin. Păi ce, că Augustin nu l-a mai făcut, mă, eu l-am întrebat pe Augustin. A zis el n-a mai făcut, el a amânat spectacolul și tu tot supărat ești pe el. Păi dar nu l-a anulat el, i-am blocat eu la Timișoara, e o diferență. Eu i-am blocat. M-am dus la fata aia pentru care el vrea să strângă, să vândă niște bilete, și am întrebat-o câți bani îți trebuie pentru copilașii aia cu probleme. Și aia care mă cunoștea local, îți dai seama. Dar el a învârtit-o cu tehnicile lui de marketing învățate de pe la aia cu care face el, și l-am întrebat frumos. Am întrebat-o pe aia câți bani sper tu să câștigi cu Augustin în alea trei spectacole care mi le sabotează pe ale mele. Bă, atât. Ok, ți dau eu. La revedere cu el, scoate-l de pe listă. Și la revedere. Și bineînțeles, de atunci și mânca prietenia cu mine. M-a sunat el că dacă îl mai pot ajuta cu să-i mai realizez iluzii, să-i repar nu știu ce stricate. La mine nu mai ajuns să vorbesc cu mine niciodată, știi? Păi nu, dar e foarte important. Este normal acum noi toți, fără să avem discuții, să ne enervăm nici noi, nici el, și să iasă lucrurile ca lumea. Gata, omule. Asta e. Vă trimit cel mai bine numărul organizatorilor și vorbiți cel mai bine. Bine, omule? Da? Că nu vreau să intru în polemici, că știi, mie nu-mi plac polemicile. În continuare, el spune în felul următor: păcat, noi ne focusăm acum pe Liga Campionilor Mondiali. Adică vrea să spună că el vorbește de la un alt nivel, că el este cel mai iubit magician din România, cum și în afișul ăsta spune. Îl respect pentru ceea ce face, dar să mă lase pe mine în pace să-mi fac treaba. Atâta vreau, să mă lase în pace. Toată lumea intra pe pagina lui și i-a comentat, după care el ștergea comentariile, crezând că sunt conturi false. Oamenii le-au comentat, ba mai mult de atât, oamenii s-au dus pe pagina lui și au lăsat recenzii. E, omul ăsta și-a închis recenziile și mulți oameni dintre ei spuneau că nu-l cunosc, acum îl cunosc. Noi ne focusăm pe Liga Campionilor și ți-am răspuns pentru că ești unul din foarte puținii cu cont real care a reacționat negativ. El spune adică despre celelalte conturi cum că ar fi conturi fake. Ei bine, fake-uri sunt cei, nu știu, 100 și ceva de mii care îl urmăresc, pentru că el, la numărul de 80.000 de abonați, și-a cumpărat pe toți de pe Facebook. De asta nu poate să aibă bifă. Nu te lăsa păcălit de o regie ieftină. Oameni buni, nu e regie. Haideți să vă arăt cum a amenințat și cum a spus că mi se va închide spectacolul. Am făcut public lucrul ăsta pentru că se apropie spectacolul de pe 22 din Timișoara și eu încă n-am anulat. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este să vedeți voi cum el stă ca un Dumnezeu deasupra lor. Fac acest video pentru că vreau să mă las în pace, să-mi fac spectacolul de pe 22 din Timișoara. Vreau să înțelegi că n-am niciun război cu tine, n-am nimic cu tine. Nu, dar pe noi, dar pornești acum. Nu e bine pentru oameni să vadă magie. Crede-mă, te rog să mă crezi. Păi dar oamenii vor vedea magie, tocmai vor vedea o magie de nivel internațional pe care noi o facem la Timișoara. Că avem susținerea Centrului Cultural, da? De la Consiliul Județean, avem primăria. Încă eu n-am mai scalat chestia asta la nivelul autorităților locale, dar îmi rămâne de cot acum să dau un telefon, să mă duc și să începem să discutăm, să vedem ce se poate face. Dacă vrei să intervină în toată chestia asta, tu ai văzut că nu de mult a fost scandalul cu Jador, pe care l-au eliminat din fașă, cu tot cu contract și cu tot ce a fost. Mai nasol a fost. Păi și mie cine să-mi facă, mă? Ce să-mi facă? Ce eu zic să iei decizia corectă și să-l anulez pe ăsta de pe 22, că nu poți să fii cu noi în festival. Noi avem cele trei zile care trebuie să se întâmple lucruri, înțelegi? Și e o prostie ce faci. Ne sabotezi spectacolul, ne sabotezi vânzarea de bilete, pentru că oamenii sunt confuzi deja, nu mai știu în ce direcție să se ducă. Și noi oricum urmează să anunțăm evenimentele gratuite. Dacă vrei să fii înțelept, renunță. Adică asta ar trebui să faci, renunț la el și te-am spus, numai că ți-am spus, și promit că o să te iau la următoarea ediție cu un spectacol. Acum, nu avem suficiente bani.
Să știi că mie nu-mi place, uite, de exemplu, să fiu eu pe posterul tău și tu să fii deasupra mea cu mâinile ca Dumnezeu așa. Nu-mi place. Aia e altă treabă. Dar gândește-te că la Timișoara... Eu nu o să accept în viața mea ca cine, un alt magician, să vină cu mâinile deasupra mea, să stea deasupra mea, știi? Păi tu n-ai văzut, păi tu n-ai înțeles atunci campania, toată campania. Dacă o ai fi înțeles, o ai fi știut. Eu sunt ambasadorul Timișoarei, ca să știi lucrul ăsta. Timișoara are doi ambasadori care reprezintă Timișoara peste tot. N-are rost să-i întrebă să-ți mai dau toate detaliile. În zona asta știe cine e Lorenzo Cristian. Și faptul că eu recomand gala asta, asta vinde. Dar nu doar asta, e proiectul tău. Exact. Scris de tine, exact. Ce vorbim? Mai este o chestie, zice, vine Minodora, este proiectul meu, este ideea mea, este viziunea mea, înțelegi toată treaba asta. Este pentru a te anunța fiecare artist în parte, că te-a anunțat pe rând. Da, e complexă treaba. Nu, eu nu gândești bun. Că el nu e cu mine deasupra, că el e Dumnezeu și aia sunt fraie. N-are nicio legătură. Nu e... La asta s-a construit marketingul. Exact. Ei, no, nu e o chestie de genul. Da. Eu sper, Tudor, eu sper să nu ajungă problema asta așa de sus încât să fiu nevoit să deranjez un primar sau un președinte de Consiliu Județean cu o problemă asta de minoră, că pentru mine e o minoră. Asta e o strategie urâtă, negândită bine și acționată foarte repede din partea voastră și nu e ok. Vreau pe această cale să înceteze și să mă lasă să-mi vădă treaba mea, să-mi fac spectacolele. Să-și vadă de spectacolul lui, pentru că n-aș vrea să-i dea cineva blog la pagină, să-i raporteze pagina. Nu vreau să-i se întâmple nimic, dar să mă lase în pace, să-mi vădă treaba mea, să văd de spectacol. Mulțumesc mult de tot!